Miercuri 14 ianuarie la ora 11 în clădirea Magna Curia, sala Șemineului, va avea loc lansarea albumului Hunedoara în imagini din colecția secției de istorie și arta a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, autori dr. Adela Herban și dr. Cristina Ploscă. Albumul cuprinde o serie de fotografii aflate în colecția secției de istorie și arta a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. Fotografiile redau imagini de la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului 20. Prin publicarea acestui album, Muzeul Civilizației Dacice și Romane dorește valorificarea unor piese din colecția secției de istorie și artă, fotografii care relevă imagini ale unor epoci despre care generațiile post-decembriste nu au cunoștință.